Polonia continuă politicile dure împotriva migranților ilegali care vin spre Belarus. Premierul Donald Tusk vrea să suspende temporar dreptul la azil pe fondul numărului tot mai mare de migranți care ajung la granița cu Belarus. Recent, armata poloneză a primit dreptul de a deschide focul asupra migranților fără a avea consecințe penale. Vă avertizăm, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Politica Poloniei privind migrația este din ce în ce mai dură pe fondul tensiunilor de la granița cu Belarusul. Premierul Donald Tusk a anunțat la un meeting de partid că are în vedere înăsprirea legislației. Unul dintre elementele strategiei privind migrația va fi suspendarea teritorială temporară a dreptului la azil. Voi cere acest lucru, voi cere recunoașterea în Europa acestei decizii. Acest lucru se datorează faptului că știm foarte bine cum este folosit de Lukashenko, de Putin, de către contrabandiști, traficanți de persoane, cum acest drept la azil este folosit exact împotriva esenței dreptului la azil, spune premierul polonez. Migrația a devenit temă de campanie încă din 2021, când un număr tot mai mare de persoane provenite din Orientul Mijlociu și Africa reușeau să intre în Polonia prin granița cu Belarus. Varșovia a acuzat de multiple ori Kremlinul și Minskul că vrea să creeze astfel o criză, însă cele două țări au negat. Tusk a anunțat că va prezenta strategia sa antimigrație ilegală pe 15 octombrie, la fix un an de la intrarea la guvernare. Deși această strategie a adus un sprijin publicului larg, activiștii s-au declarat îngrijorați de politicile statului. În iulie, Parlamentul polonez a adoptat o lege prin care soldații sunt scutiți de răspunderea penală în cazul în care deschid focul asupra migranților. Măsura a venit după ce în această vară un soldat polonez a fost înjunghiat mortal într-un conflict deschis cu migranții. Un incident în care un migrant a fost împușcat a avut loc recent. This is the Poland army. We are trying to go. We are not doing anything. Shoot me. This is the Poland army. I'm going. Please, no. I'm going to be hard again.